Am avut o analiză făcută de IPP anul trecut, în care ne-a prezentat exact chestiunea asta, cum se dezvoltă sectorul 3 și ne-a dat câteva linii, câteva direcții. Ne-au prezentat un studiu făcut de Instituția Națională INSE, de De statistică. statistică, da. Sectorul 3 are cea mai mare creștere demografică ever, nu se mai compară nimeni cu nimic. În 2 ani de zile, 70 ceva de mii de locuitori noi în sectorul 3. În marea majoritate, să știți că migrează tinerii, nu cei în vârstă. Deci, o componentă tânără în mod evident că avem. Natalitatea nu merge foarte rău, ba chiar pe școli. Și am văzut mai devreme, ați avut un invitat aici care vorbea istorie. Într-adevăr, acum 4-5 ani de zile, sectorul 5 stătea mai bine pe școli. Îl invit oricând să vadă cum arată școlile din sectorul 3, n-are nicio legătură cu ce a văzut dânsul vreodată undeva. Adică noi am pus mare accent pe tot ce înseamnă educație în sectorul 3 și de aceea avem și plus în fiecare an mai mulți elevi care, e adevărat, și din afara sectorului 3 vin să studieze în sectorul 3. Aveți suficiente creșe, grădinițe, școli în acest moment în sector? Dacă da, ok. Dacă nu, care-i planul? Grădinițe suntem ok, nu ne facem toate grupele, adică nu ne realizăm toate grupele, nu avem suficient de mulți copii ca să umplem toate grădinițele. La școli suntem în regulă, chiar dacă avem presiune pe anumite școli, avem alte școli care au capacitate și, din nefericire, și aici e o chestiune de management și o soluție care trebuie să vină din partea inspectoratului și ministerului, și salarizarea subdecentă e o problemă. Dar problema pe care o avem, incapacitatea pe creșe. Dar până în toamnă avem 4 creșe în lucru care vor fi gata cel târziu în septembrie. Unde nu că dublăm capacitatea, va fi mai mult decât dublu și vom avea mai capacitate mai mare decât avem nevoie în sectorul 3, deci vom primi și din afara sectorului 3 la creșe în sectorul 3, că rezolvăm și problema asta.